După mai bine de 30 de ani, râulețul Durlești din sectorul Buiucane al capitalei se trezește la viață. Tone de gunoi au fost scoase până acum, iar autoritățile municipale dau asigurări că până la sfârșitul verii, albia râului va fi curățată în întregime. Muncitorii lucrează acum pe o porțiune de peste jumătate de kilometru a râului Durlești de pe strada Ghioceilor, care ar fi cea mai problematică. În această zonă, de multe ori se produc inundații. Conform proiectului, albia râului a fost extinsă și adâncită până la 2 metri. Lucrările sunt finalizate doar în proporție de 70%. Localnicii speră că vor scăpa în sfârșit de inundații și de mirosul neplăcut. E de mult trebuie curățat. Aici odată când vin de ploi mari era, se ridica apa până în coașă. Dar acum, de mă dacă o adâncită, o curățată, cumva să fie bine. Alții sunt sceptici cu privire la utilitatea lucrărilor. Постепенно, если не укрепят берега, я думаю, будет оседать земля, и опять начнется то же самое. Видите, вот уже осыпается. Был дождь этот сильный, вот она осыпается. Треба спуй плеч для бетона, шаг, а шо тот ас на моляска на по нас. Малурля я раз скурган на по, я раз оступаюсь, пен темпорикаре, мы мут на сердце. Primarul Ion Ceban a fost în inspecție să vadă cum decurg lucrările. Ceea ce este regretabil este masivul de gunoi care vine pe această porțiune. Tone au fost extrase din această zonă. Acest lucru poate avea impact și asupra nemijlocitului lacului Valea Morelor, care nu are altă soluție decât să primească această apă și această murdărie. Stimați locuitori, haideți să păstrăm curățenia. Edilul mai spune că va fi făcută o expertiză pentru a vedea ce lucrări mai sunt necesare și pentru identificarea sursei finanțării. Evident că ar fi foarte bine ca să fie și betonată albia râului Durlești. Pentru acest sezon, nu știu dacă avem suficiente resurse, vom vedea la rectificare ca să putem iniția aceste lucrări. După 2-3 săptămâni de zile se va aduce pământ suplimentar în această zonă și urmează să examinăm cum putem evolua. Pentru curățarea albiei râulețului Durlești, primăria a alocat circa 3 milioane de lei, iar 1 milion de lei a fost acordat de agenții economici din zonă. Cursul de apă are peste 2 km din orașul Durlești până în lacul Valea Morilor.